Salutare, prieteni ai basketului. Nu știu cât vă surprinde această întâlnire noastră de astăzi. Am alături de mine doi dintre cei mai importanti jucători tineri ai României, doi dintre artizanii titlului european Divizia B la campionatul Under 20 desfășurat la Oradea acum 2 ani și doi dintre oamenii de bază ai Naționalei de Seniori a României. De ce sunt ei aici? Ce e cu această înregistrare, cu această filmare? E simplu. Federația Română de Basket a decis ca în acest an să schimbe oarecum formatul clasic al meciului sterelor din Liga Națională de Basket Masculin. All-Star Game-ul care se va desfășura la Cluj nu va mai opune echipe repartizate pe zone geografice, ci va opune două echipe ai căror capitani sunt chiar aici lângă mine. Nu încercăm noi să reinventăm roata, nu ne erijăm în a fi inventatori de formaturi, copiem și noi de la cei mai buni, de la cei care practic sunt regii spectacolului în basket, așa cum s-a întâmplat și în Liga Profesionistă Nord-Americană, un format care sperăm să fie extrem de interesant și pentru care avem nevoie de cei doi capitani de echipă, Bobe Nicolescu și Nandor Cudi, pentru a face o tragere la sorți. Am încercat să împărțim echipele dintre ai căror jucători se vor forma cele două echipe care se vor întrece la All-Star Game pe criterii valorice. Am calculat, practic, care este clasamentul la ora actuală, înaintea finalului sezonului regulat și am împărțit în urne, să le zicem, valorice pe câte două echipe toate cele 21 de formații din Liga Națională de Basket Masculin. O singură precizare, numărul fiind impar în ultima urnă valorică, într-o bilă se află Agronomia București, în alta două echipe cumulate, Colegiul Național Laurel Vlaicu și Universitatea Cluj. Așadar, vom exemplifica foarte simplu. Primele două echipe la ora actuală în clasament sunt Basket Club CSU Sibiu și UBD Cluj-Napoca. Cei doi își vor trage la sorți echipa pe care o vor coordona, practic. Dintre toate cele 10 echipe care vor fi repartizate unia și celuilalt, se va forma o bază de jucători pe care dumneavoastră, fanii, o veți vota în zilele următoare, atunci când vom deschide pagina de votare pentru All-Star Game LNVM 2019. Băieții, nu vă ascund, azi au aflat de această idee, nu știu cum vi se pare. Eu zic că e o idee bună să reinventăm așa un pic All-Star Game-ul, poate îl prindem prin mai mulți spectatori, atragem spectatori. Atragem, dar ceea ce trebuie să știe oamenii e că există șansa, depinde de băieți, ca Nandor să nu aibă în echipa lui jucător de la UBT Cluj, cum și Bobe poate să nu aibă la echipa lui jucător de la CSM CSU Oradea. Da, avem șansa să cunoaștem jucători și de altă echipă, să fim aproape de chiar. Bun, de voi depinde spectacolul, eu zic să nu mai pierdem timpul. Dacă n-am fost destul de explicit, probabil pe măsură ce această tragere la sort se va desfășura, veți realiza despre ce e vorba. Așadar, avem prima urnă valorică, unde se află Sibiu-ul și Clujul. Vă rog, fiecare câte o... Așa, bun, am terminat cu prima urnă valorică. Hai să vedem. Nandor Cudi. BCCSU Sibiu. Așadar, Team Cudi cu BCCSU Sibiu și Team Bobe cu UBT Cluj-Napoca. E bine, deocamdată. Ne punem și le dăm deoparte. Vedem a doua urnă valorică, practic locurile 3 și 4 din LNBM. Oh. Team Bobe. CSM, CSU Oradea. Bobe, bun noroc. CSM-ul Craiova. Team Cudi, CSM-ul Craiova. Mai departe, urna a treia. Aici se află Timișoara, CSM Timișoara și BCM-ul FC Argeș Pitești.
vă rog, așa, echidistanță. Din cutii, ok? SCM Timișoara. SCM Timișoara și Tim Bobe, BCMU, FCA Andrei Pitești. Următoarele două echipe din clasament, Dinamo Știința București și CS8 Voluntari. Băieți, Tim Bobe. CSO Voluntari. Dinamo Știința București. Dinamo Știința București. Jucătorii de la Dinamo Știința vor juca sub comanda lui Nando Scuti. Următoarea grupă valorică, Steaua și CSM Phoenix Galați. Tim Cuti. CSM Phoenix Galați. CSM Phoenix Galați. Steaua București. La Bobe. Dacă lumea votează, ai șansă să te întâlnești cu Andrei Mandachi. Mai departe, CSM Media și Atletic Constanța din Cuti. Iar tu? Hai, vă certați pe teren. CSM Mediaș. CSM Mediaș la Team Cuti și Atletic Constanța. Atletic Constanța la Team Bobe. Următoarea urnă, CSM Târgu Mureș și CSM Sighetul Marmației. Băieți, Tim Bobe primul acum. CSM Sighet. CSM Sighetul Marmației la Tim Bobe și la Tim Cutii. Târgu Mureș. CSM Târgu Mureș. Mai avem trei urne. Aici e CSM 2007 Focșani și ACS Târgu Jiu. La Tim Cuti. E ACS Târgu Jiu? Da. CSM 2007 Focșani. CSM 2007 Focșani la Tim Bobe. Și penultima urnă. CSM VKSC Miercurea Ciuc și Rapid București. Hai, cum vreți. Bobe, primul. Echipa ta de suflet. Echipa ta de suflet. Miercurea Ciuc? Echipa ta de suflet, bine la nu. Da, Miercurea Ciuc la Team Bobe și Rapid la Team Cuti. Și în fine, ultima atragere la sorți. Din Cuti. Să fie. Măcar aici vine Clujul la tine sau? Nu. Nu. Agronomia București. Agronomia București și Colegiul Național Aurel Vlaicu plus Universitatea Cluj la Team Bobe. Așadar, aveți chiar acum pe ecrane componența celor două echipe, cele 10 formații din Liga Națională de Basket Masculin, 10 pentru Bobe, 10 pentru Cuti. Din aceste 10 echipe ale fiecăruia se va forma, spuneam, o bază de jucători, iar voi va trebui să votați pentru a decide care sunt cei 11 basketbaliști care vor completa cele două echipe conduse de capitanii pe care avem aici lângă noi. Băieți, doar câteva voturi pe final. Ce așteptări aveți? O să fie greu fără băieții tăi de la Cluj? Da, o să fie foarte greu, dar știu că o să fie un eveniment special, o să fie spectacol și de ce nu să fie o bătălie? Doamne ajută! Bobe? Back to back. Am înțeles. Mulțumim, dragi prieteni, așadar, succes la vot de săptămâna viitoare!